Marți, în data de 4 iunie, Universitatea Politehnică din Timișoara l-a sărbătorit pe celebrul arbitru internațional Ioan Igna. La vârsta de 84 de ani și la 65 de când s-a alăturat Politehnicii Timișoara, acesta a fost sărbătorit într-un mod special în cadrul Universității. Președintele Senatului Universității Politehnică Timișoara, Liviu Cădariu Brăiloiu, prezent la eveniment, a subliniat că UPT a onorat întotdeauna excelența, atât în educație cât și în sport. Cu această ocazie i-a înmânat o plachetă de excelență lui Ioan Igna din partea UPT și a Fundației Politehnica. Pentru rezultate excepționale în activitatea sportivă și de arbitraj sportiv de performanță, prin care a adus o contribuție importantă la creșterea prestigiului Politehnicii orașului Timișoara și a României. Totodată, Ioan Igna a transmis un mesaj de mulțumire organizatorilor evenimentului. A rememorat unele aspecte din cariera sa ca fotbalist și ulterior ca arbitru, menționând și aprecierile pe care le-a primit de-a lungul vieții pe plan internațional.